Piatra Vechiului Cătun, iar noi pornim colindul unui nou Crăciun. Preoții comunității noastre, împreună cu Părintele Paroc și Decan Isidore Agurici, seminariștii și surorile din această parohie, vă spunem tuturor, bine ați venit la concertul de colinde, interpretat de tinerii comunității sanitare din Roma și de oaspeții de seamă ai comunității din Casilina.
nașterea Domnului care se apropie. Să trăim acest eveniment minunat. Fiul lui Dumnezeu se naște iar astăzi. Dumnezeu este într-adevăr aproape de fiecare dintre noi și vrea să ne întâlnească, vrea să ne ducă la El. El este lumina adevărată care alungă și răsfăște întunericul, care învăluie viața noastră și lumina. Să trăim nașterea Domnului contemplând drumul iubirii imense a lui Dumnezeu, care ne-a anunțat la El prin misterul întrupării, pătimirii, morții și învierii Fiului Său. Doamne Iisuse Hristoase, Tu care Te-ai născut la Betleem, vino la noi. Intră în mine, în sufletul meu. Transformă-mă. Renuiește-mă. Fă ca și eu și noi toți din piatra și lemn să devenim persoane vii, în care iubirea Ta se face prezentă și lumea este transformată. Vă dorim tuturor să celebrați un Crăciun cu adevărat creștin, în așa fel ca și schimburile de urări în ziua aceea, să fie expresă bucuriei de a ști că Dumnezeu este aproape de noi și vrea să parcurgă împreună cu noi drumul vieții. Și de
așez cu dragă la masă. Lângă ai tăi, de sănătate.